Ați sosit din Rusia în România, deja ninja. Ați avut un loc de 3 zile, având în vedere că v-ați antrenat duminică, luni și marți, iar în ziua plecării, miercuri, către Portugalia, ninja iar. Este vreo problemă acum cu această schimbare de temperatură? Ați ajuns în Portugalia, unde sunt 16-17 grade. Credeți că ați avut destul timp ca să vă acomodați? Eu zic că avem timp, fiindcă astăzi am avut deja un antrenament, am văzut diferența de temperatură, m-am simțit ok și cred că a fost foarte bine să venim destul de repede aici ca să putem să ne acomodăm, să nu avem o surpriză negativă la meci, dar asta nu trebuie să fie o scuză. Chiar dacă venim cu o zi înainte, trebuie să ne facem jocul, treaba, suntem profesioniști și trebuie să reprezentăm țara cât mai bine posibil. Mai aveți nevoie de timp să puneți la punct toate lucrurile sau sunteți pregătiți pentru meciul de mâine? Eu zic că suntem foarte bine pregătiți, am avut timpul care am avut necesar pentru a stabili tot ce vrem să facem și să punem în aplicare. O să fie poate mici detalii care o să le reglăm mâine la antrenamentul capitanului, dar 98% suntem pregătiți. Categoric o altă tactică pentru meciul cu Portugalia, este o echipă cu un alt profil decât cel al Rusiei. Nu o să vă întreb acum dacă care sunt tacticile jocului, dar credeți că sunteți pregătiți acum cu o zi înainte de acest meci? Suntem foarte bine pregătiți, zic eu. Bineînțeles, Portugalia o să fie mult mai dinamici, o să încerce să ne joace pe punctele lor forte, cel puțin pe trei sferturi, fiindcă o să încerce să facă ce au făcut anul trecut. Eu nu am fost, dar m-am uitat foarte, foarte bine la meci și știu foarte bine, am trăit același meci cu băieții, dar eu zic că suntem pregătiți. Trebuie să ne jucăm rolurile noastre și să jucăm punctele noastre forte, să nu cădem în capcana în care am căzut în Rusia. Care sunt punctele forte ale României și care sunt punctele forte ale Portugaliei? Suntem fizici, am fost tot timpul fizici, trebuie să rămânem fizici, să-i dominăm, să stăm tot timpul în control, noi să controlăm meciul, nu să le dăm ocazia să alergăm după baloane, cel puțin atâta timp cât avem posesia să o ținem și să îi dominăm fizici și prin dominarea asta fizică să marcăm puncte. Și ale lor, care sunt punctele forte? Sunt foarte buni pe trei sferturi, probabil și chestia cu Rui din 7 ajută foarte mult, se înțeleg foarte bine, joacă foarte bine larg, dau șuturi și le urmăresc foarte bine, iar noi trebuie să fim foarte precauți la chestia asta.